Bună dimineața! Suntem pregătiți de plecare, dar întâi de asta a trebuit să fac facturile în firmă, că trebuie să mai ne ocupăm și de chestia asta din firmă. Mâncăm ceva și apoi ne așteptăm la drum, nu mai facem nicio baie, nu mai facem nimica, ne ducem către Monaco, către Cannes, către... mai zice, Dănuța? Saint-Tropez, distracție, party, vedem, ne distrăm, nu-i așa, Dănuța? Nu. Vedem. Drum lung, călătorului îi șade bine cu drumul. A, și încă ceva, am ajuns la 2200 de abonați, vă mulțumim că v-ați abonat la canalul meu și bineînțeles că o să vă încânt în continuare cu clipuri din călătorie. Am profitat de scris de la recepție ca să pot să curăț panoul, da? Ia uitați, e barustat aici, am atât mă să ui și am curățat panoul de tot de nebunii. Acum am mai curat, produce mai multă energie, am curățat un pic și parbrizul și ne pregătim de drum. Și gata, ne-am pus la drum, mergem spre... Cannes, spre Monaco, spre lumea bună a Europei. Ia-i Dănuța, devenim milionari și noi? Zi? Vom vedea. Vom vedea. Ne luăm acolo două, trei apartamente să le închiriem, chestii de genul ăsta, nu? Noi cu licuriciul nostru. Hai că vedem ce ne mai rezervă drumul de astăzi și să vedem că găsim cât de cât în zonele alea cazare cât de cât acceptabilă, că e belea acolo, ci că sunt cu degeala, mui, nu știu cum, degea. Era un francez care ne-a mai povestit câte ceva și a zis că e scump acolo pe zonă, dar vom vedea. Cred că suntem în San Remo, n-avem mai idee prea clar. Așa, dar uitați-mă la aici așa casele și uitați pe aici cum se vede orașul, uitați. Și bineînțeles că au e ceva cu verde ăsta, nu știu ce au toți italienii ăștia cu verde, dar au verde peste tot. Cu cupertinele verzi, tot ce înseamnă cupertine e verde, nu există altă culoare la ei. Așa, și bineînțeles suntem acela în trafic un pic. Și am intrat în Franța, sau în Francia, sau bienvenu en France. En France, nu? Bienvenu en France. Deci am intrat în Franța, gata. E oficial, ați văzut semnul. Așa arată Franța la intrare pe margine, pe coasta de Azur, să zic așa. Nu știu dacă începe de aici coasta de Azur sau mai de încolo. Dar se vede deja marea jos, o vedeți în stânga marea. Imediat să vedem și se circulă ușor, semafoare, multe chestii, multe nebunie mare, ia uite. Și coborâm acum către coasta Franței. Stânci, la fel ca și la Monaco. O să intrăm și Monaco astăzi, o să vizităm ceva drăguț în Monaco, eu așa zic, că merită vizitat. Hai să vedem dacă putem trece și de tantia asta cumva. Nu putem trece că vine mașină. Ne însoțește. Foarte mulți scuteriști pe aceea, motocicliști, alea. Deși sunt motociclist de felul meu și am și o carnet de motor, parcă cu ăștia încep să mai suport. Se bagă peste tine, pe toate părți, n-au o logică, o chestie. Așa, ia uitați cum arată Franța. Asta e Riviera franceză sau cum zice? Cred că da. Ia uitați cum intrăm în Franța. Stângi sus, o în 300 stângi. De metri. Bagă-te, bă, continuă tot înainte. Așa, mai luam și frenci. Aceea nu știu unde trec eu. Eu nu știu unde trec, că am și motoscooter pe de pe oprit și bă. E mai rău ca la italien aici, văd. Așa. Dar am intrat în Franța, așa arată prima impresie. Ia zi, Dănuța, cum era prima impresie la tine? Aglomerație, da. E o mașină colorată cu toate culorile, pe capotă, nu toate mașinile colorate așa. Aici e France. Aici e France, ia Europark. Continuă tot înainte pe esplanada de Jojo. Poliție, ia uite, franceză, gata, poliție. Și cam așa e traficul cu toată coasta asta, și de Azur, și de coasta, de coasta, toate coastele astea sunt, se merge așa, trece pe beton foarte multe. Dar uitați-vă în stânga aici ce frumos se vede, e portul, pentru că suntem în zona portuală. O dau ne-o și mai în zona mai turistică. Dar aglomerație, mergem cu 30-40 la oră medie. Camerele astea degeaba sunt, că nu ne așa, și pietoni, bineînțeles. Uitați franțuzațiile cum trec pe trecere. Ia uitați ce avem noi în stânga, o roată mare de unde putem observa lucrurile. Chiar la intrare în Franța ne așteaptă o rotiță, ia uitați. Înălțimea Dănuța, ia uite sus acolo, să vedem Franța de sus. Oricum, priveliștea și blocurile și toate sunt, e wow. Și au și ei în sfârșit chestii la geamuri albastre, albe, galbene, nu mai e totul verde. E mai colorată Franța decât Italia. Ia uitați acolo ce roată frumoasă să poți să observi. Nu știu dacă e prima localitate în care am intrat noi aici din Franța, dar este, bineînțeles, la fel ca și în Italia,
pe coaste, totul construit așa, pe scări, pe coaste, stăm în trafic deocamdată. Și cred că se vede Monaco acolo, așa, pe sus, nu știu dacă vedeți voi bine. Da, dar cred că pe acolo e Monaco. Nu prea văd bine că trebuie să și conduc. Și din partea asta anunța nu prea poate să filmeze, așa că trebuie să filmez eu. Dar cred că acum o să vadă după curba asta și Monaco, sper eu. Nu știu, sunt toate străzi înguste, de o nebunie totală pe aici. Trebuie să fii foarte atent la condus. Mai sunt și camere. Dar cred că deja nu prima parte, nu prima parte, cred că următoarea este Monaco. Ia să vedem, opa. Au niște bumpere de astea de te aruncă. Testăm amortizoarele cu ele. Și sper să am un view mai bun din unghi. Să vedem dacă găsim pe aici imediat acum și un unghi în care să vedem cum trebuie. Avem gard. Când aveam și noi un view mai bun, nu prea avem cum să vedem. Ia uitați. Aici probabil, da. Abia acum o să avem și noi un view cât de cât. Ia uitați cum se vede. Și pe acolo cred că nu se vede cât de gard. Da, deci din păcate nu avem cum. La sensul giratoriu ieși prin a doua ieșire pe avenida. Și cred că intrăm în Monaco în momentul ăsta. Nu știu exact la care semn, la care alea, dar ăla care se vede acolo deja este Monaco. Da, da. Uitați unde Monaco și se intre, uite, Monaco, nu mai e indicator, da? Săgețele sunt uite, de fapt. Și cred că asta e deja o bucată, de fapt, nu știu exact de ce e Monaco, dar ne apropiem clar de Monaco. 6 km. Virează la sute de metri. Pentru cei care joacă Need for Speed, cred că știu deja pe unde sunt, da? Ăla e cazinou, o să întrebă sub cazinou, că pe acolo e drumul din câte știu eu. Și vom vedea cum deparcăm, că e complicat cu parcarea pe aici și cu locurile de parcare și cu totul, dar vom vedea. Cam cu grob drumul ăsta pentru Formula 1. Iarăși, din jocurile cunoaște, zona, problema e tăcul era mai înalt. Nu știu unde să parchez, când am tot limită de 2 metri pe deasupra, nu pot să mă bag cu mașina mea, că e 2 metri și 10 a mea înălțime din cauza panoului fotovoltaic. Așa că, efectiv, nu știu unde să parchez, dacă mă întrebați pe mine. Ca o loc de parcare pe aici. Și ia uitați căsuțele la Bogătani, da? Ca să nu zicem altfel. Niște iachturi de-astea de nebunie. Eu nu știu unde parchez, sincer, dar vom vedea. Am găsit parcare și pentru licuriciul meu care e mai înalt. Ia uitați, am găsit parcare să stea aici așa o oră, două, fără probleme. Nu o să stăm noi, cred că o oră, două. Dar ia uitați clădirile cum arată, da? Și bineînțeles că aceea e zona de bariere de iachturi de-astea de lux, da? Ce să vă zic. Niște iahturi de-astea cu multe etaje, cu multe camere, cu bucătar propriu, cu totul propriu, cu piscină, cu ce vreți voi sau ce vă imaginați voi, da? Pentru că sunt, ia uitați-le, nu e prima oară când le văd, dar zic că vi le arăt și vouă. După iahturile astea, mega iahturile, da? Avem iahturile mai ieftine, să zicem așa, deci nici astea nu sunt ieftine, cred că undeva 900.000 de euro bucata ăștia de aici. Și bă, mă, astea mai e și băsărăcii așa mai micuțe, dar toate sunt scumpe, mai ales parcarea, cred că costă destul de scumpă aceea, parcarea de iaht, nu parcarea de mașină, da? Parcarea de mașină aceea costă și asta destul de mulți bani. Și cam așa se țin supurile, da? Le pui pe barcă frumos supurile, când ai chestia să dai cu ele, deja le-ai umflate. Așa, hai să mergem mai departe, prin port. Și tenuța care trece pe lângă două bandlăriuri, pune și tu mâna pe ele să-ți tragă bugății la noi. Pune mâna pe ele să-ți tragă bugăție. Ce, nu prea râzi? Prea multă bugăție aici? Hai să vedem. Ce spune Dănuța, dar că nu vrea să zică ea pe cameră, este că, că nu mai ăștia au sânge albastru, ci că și peștii sunt mari și albaștri, da? Ci că și peștii sunt albaștri aici. O să-i văd dacă prin pe cameră. Dar cam așa suntem în zona de camping, de nu știu exact unde avem voie și unde nu avem voie, că să vină digul, văd. Voi ce ziceți? Iau sticker-ul cu fabrica de bandă pe mașina mea și îi pun pe un iaht de ăsta să stea așa lipit pe ea? Nu știu, cred că e de lemn, nu știu dacă stă lipit. Punem pe un iaht de ăsta, unde găsim unul de metal. Să facem reclamă la fabrica de bani cum trebuie, nu? Ia uitați ce e în spatele meu. Niște bărcuțe de-astea așa. Și ia uitați acolo așa și clădirile. Oameni cu mulți bani aici, ai de capul meu. Aici am eu miros la sărăcie, nu știu cum să vă spun. Nu că aș avea mulți bani, dar și dacă aș avea, tot așa aș mirosi. Vă dați seama, deci, na. E zona cu oameni grei. Ce să zicem. Dar e frumos, na, ne uităm și noi așa, că uitatul și e gratis, să știți, privitul e gratis, parcă era scumpă aici, așa, era foarte scumpă, dar am găsit un loc de parcare gratis chiar, mă mir că am găsit, dar norocul meu. Și să vă arăt și peștii cu aripioare albastre, da, ce naiba, sânge albastru, pești cu ăsta, băi, uitați cum arată peștii aici, sunt albaștri, ne? Mamă, dar câți pești sunt aici, Dănuța, nu știu dacă voi vedeți pe cameră,
Ia fiți atenți, și aici. Sunt și de aia săraci, maro. Nu toți sunt construiți albastru. Sau verzui, nu știu cum sunt. Aici e ca la acvariu din... direct, da, da, nici mai trebuie acvariu. Vezi direct în apă, ia uite. Și acolo sunt tare mulți, mulți, mulți. Ia uite cum se văd. Și de aia mai mari. Arată super. Din păcate nu mai am ajuns la grădina japoneză, care era minunată, dar am auzit, am ajuns aici, în preajmă la automobilele prințului de Monaco, da, să vizităm colecția lui de automobile, souvenir shop, vedem pe unde putem intra și de ce găsim pe aici. Și am intrat să vizităm niște mașini de-astea impresionante, un monopost în genul ăsta, păcat că m-a să mă bag, de fapt, ce să mă bag să bag în el? Eu nu cred că în cap acolo, vă spun sincer. Ce să intri acolo, că nu-mi cap nici fundul, nici burta. Da, așa arată un monopost. Da, ia uitați-l. Așa. Și... să o iau încolo sau încolo, nu știu unde. Ba, acolo trebuie să iau, da, în scări. Hai să vedem. De asta nu mai aveau loc și le-au pus pe tavan. Da. Unde puteau să le pună mai bine decât pe tavan. Arată și cum, uite, ING reclamă, ia uite aici. Aha, dar arată monoposturile astea. Așa colorate, nu știu cum să vă zic eu. N-am prea mult... Sper să scap telefonul pe vreo mașină de asta scumpă, că m-am nenorocit. Vă vând așa cu totul cu linichi ca să le văd. Și aici sunt alea vechi. Bineînțeles, ia uitați-le. E de făcut, de vizionat aici. Nu sunt de cel mai mare pasionat de mașini, dar n-are cum să ne impresioneze mașinile astea care... Uite mă, nu dă rugina până ele. Glumesc, bineînțeles, că n-are cum să dea glugina. Asta e cam urluțic, așa, n-aș da banii pe ea, sincer. Da, nu prea îmi place. Știi cum e, pot să fiu și mofturos acum și reclamă la ESO acolo. Așa. În schimb asta, arată mișto de tot. Ce să vă zic. N-are decât un loc. Nu poți nici mai să iei cu tine. Deci aia de unța nu poți să te iau cu tine. Așa, dar arată bele. Acela de făcut poze foarte mult, cred că. Și ca să vedeți că și oamenii ăștia au început tot de la sărăcie. Adică n-am niște care de-astea de lemn, da? Așa a început totul. Și au înlocuit calul cu un motoraș și motorașul ăla cu unul mai puternic. Și uitați la ce s-a ajuns în ziua de astăzi. Toată lumea știind despre celebre branduri Ferrari și Lamborghini. Asta ce a fost, să fie barcă sau mașină? Sau elice care e elicopter în spate. Așa. Foarte, foarte drăguțe. Ce pot să zic. Le o să vă părea mai de sus, mai noi, mai sport. Dar, într-adevăr, are o colecție impresionantă. Aceea, nenea asta și cu domnul Țiriac, ce mai are niște colecții de genul ăsta. Restul, noi, dacă avem două mașini, deja suntem bogați. Astea, pun pariu că sunt un fel de Bentley-uri, de autopasta. Asta era lux. Dar m-am zis, nu știu cum este vopseaua asta pe ele. Mă rog, sunt restaurate, îți dau seama, stați liniștiți. Dar uite mă, nu ruginește. Astea, da, calitate. Roată de rezervă. Ce vorbești, mă? Mi se pare că la un dat în Elveția am văzut una de asta pe stradă. Exact asta mi se pare că arăta. Circula acum cu ea, adică să bucura de ea, nu doar soția așa să... la muzeu. O fi având și ți-l avut împrumutată pe aici, că el mai împrumută pe acolo, pe acolo, niște chestii. O fi având și el pe undeva. Iar asta... n-am mai avut material și a făcut din lemn. De... cam așa arată și Viva Romeo. Dacă se aude ceva, nu știu ce se aude. Da? Deci asta iarăși este... ia uitați cum arată, da? N-am mai avut, așa am avut și la Viva Romeo. Niște cuie, niște lemne. Și a ieșit lucruri cu mănăduleții astăzi. Astea, sincer să fiu, nu știu ce sunt. Mie înseamnă altceva pentru fete. Nu înseamnă altceva de mașini. Pare colecția de dildouri a prințului. Dar nu cred că sunt astea, cred că sunt... abar n-am, schimbător de viteză ar trebui să fie, dar nu e că e ascuțit. Să spuneți voi ce sunt astea, că nu știu. Așa. Și mașinuțe, mașinuțe... care te lasă așa inima când le vezi. Avem și una albastră. Nu chiar un hotel, dar un albastru destul de plăcut. Da, pentru cine iubește culoarea albastră. Foarte multe mașini. Pe care scrie în haotic ro. Asta e întrebare.
Vă dați seama că dacă mă o ating pe una din ele, îmi iau ăștia și rinichii și picatul. Așa că tot ce zic eu aici pe video ăsta de astăzi, e pamflet, da? Să o luați la tare, nu luați la propriu. Și aia cu didourile și alea, că mă dau ăștia în judecate, mă cancelează, cine știe ce îmi fac după aia. Da? Asta e din anul 1997. Cred că am cineva care e pasionat de mașini, care o să le iubească mașinile astea. Asta nici nu poți să umbli la capotă, că e uitați ce complicată e. Ia să vedem, motorul de la mare și supărat, logic, că nu se putea altfel. Mașina asta de egoiști cu două locuri. Și un Ferrari de asta mai vechi, pumpariu că nu costă mult, ce naiba, e vechitură, ne vedeți? Arată bine, dar e na, tot mașină veche, are mulți kilometri, nu cred că aș lua-o. Și mașina asta mai de limuzină, așa, de plimbat cu șofer, iarăși nu ne place, v-am zis, nu ne plac mașinile de aici, că sunt vechi, nu mi se pare interesante. Așa, uite acolo, așa, pentru mașini, pentru copii, cred că sunt mai mici. Uite, alea sunt interesante, ia uitați, acolo așa în partea aia, cred că e Lancia, nu sunt sigur, dar vedem. E, și ajungem mai pe gustul meu așa la mașini, adică Ferrari și Lamborghini. Lamborghini nu e chiar, nu e ca un Taciu ăsta, cred. Ba da, ca un Taciu. Ăsta e mașina mea preferată, dacă mă întrebați. Da, ia uitați cum arată. Numai că are o bară în față, care nu recunosc eu la ca un Taci. Dar asta îmi place. Asta clar îmi place și... La un moment dat am zis că poate să fie prea scumpă una, că vreau să-mi iau una când eram eu mic, copil mic și prost. Am zis, bă, e veche, nu poate să coste mult. Dar costă foarte mult. Așa. Și asta trebuie să fie Mura, da. Băuneam că e Mura. Cu asta a dat lovitura nenea la Lamborghini, care de fapt el era, nu era cel mai deștept om din lume. A avut bani de la taxul, cam nesimțit așa de felul lui. Și motivul pentru care Lamborghini se numește astăzi Lamborghini e că așa a semnat el în contract, să nu schimbe niciodată numele. Că altfel nici nu ar fi dat faliment, l-au cumpărat alții până la urmă. Deci n-a făcut mare brânză, dar cu asta a dat lovitura, cu Mura. Asta a fost mașina care a dat lovitura în piață. Asta e pentru bebeluși, nu știu ce cu ea. Iar astea seamănă cu alea care le-am eu acasă pentru slot cars. Începe să-mi plac. Citroenul, ia uite-l. Și vedem ce mai avem pe aici, mai imediat. O Toyota. Asta încep să-mi placă și mie. Așa, mai nouțe, mai ia mașina să arate și ele, nu? Și bineînțeles că nu putea să lăsească din cariera, să zic. Din colecție, nu mai găsesc cuvintele deja după aceea mașini de-astea. N-ai nu anu, Porsche n-ai nu anu, da, deci nu puteam să lăsați nici ăsta din colecție. Nu-mi place mie verdele ăsta la ea, dar în rest e, na, n-ai nu anu, că e celebru și ăsta. Și mai avem alte mașinuțe pe aici, la fel de mișto. Pentru cine iubește mașinile, cred că o să iubească clipul ăsta, o să dea like și subscribe automat. Tragem la etaj, unde sperăm că găsim mașini mai nouțe, așa, m-am săturat de vechiturile astea, nu-mi plac. Da, două, trei mi-au plăcut, ați văzut Mura și cu Lamborghini, bineînțeles. Dar mergem la etaj să vedem ce ne arată și aici, dacă ne arată ceva mai interesant. La etaj avem un opostule, bineînțeles. Lotus, Porsche, niște mașini adevărate așa, cu care nu poți de pe stradă. Din câte știu, Monaco avea undeva o zonă în care te puteai dădea și cu astfel de monoposturi. Nu cu astfel de colecție, bineînțeles, dar știu că se putea da undeva cu monopostul pentru cine dorea. Nu știu exact unde și care e prețul. Dar astea așa mai de curse par mai interesante. Și Lancia, ia uitați cum arată. Fost mașini frumoase la vremea lor, foarte frumoase. Și am ajuns la celebrele monoposturi de la Ferrari. Ce pot să vă zic? Le-am și eu acasă mașinuță. Sunt mișto rău de tot. La toate punctele de vedere, da? Uitați-vă cum arată detaliile alea. Deci arată wow. Da? Și îți mișto rău de tot. Astea îmi plac la nebunie. Și uitați ce e aici, în toată colecția. Da? Deci, mamă. Da, astea îmi plac la nebunie. Nici nu știu care e mai mișto decât una asta sau asta, voi care ziceți. Ia să vă dau mai în spate, să alegeți voi exact care credeți că e mai mișto. Stânga sau dreapta. Pe partea cealaltă avem și concurența. Da, față de roșu ăla de la Ferrari, nu mai arată bine mașina dacă nu e roșu ăla de la Ferrari. Asta ai cu portocaliu, mai merge. Asta îmi place, da, dar nu arată cum wow, da, vedeți. Asta îmi place, atât de cât, asta nu. Sincer, na, nu-mi place, dacă nu-mi place, nu-mi place. În schimb, dacă ne întoarcem în zona asta, ia uitați.
Sunt una și una. Una și una. Ia uitați-le. Nici nu știu care e. Oricum, alea două îmi plac cel mai mult, v-ați văzut. Dar și astea mai vechi. Ia uitați cum arătau. Ce design-uri aveau, ce forme. Da? Arată super, dar v-am zis. Preferatele mele rămân alea două. Că na, am și acasă una mică, slot cars de genul ăla. Așa că rămân preferatele mele. Dă bine și pe alb. Dar asta seamănă cu aia roșie ca și design, la Alfa Romeo. Am un prieten care e fan Alfa Romeo, cred că lui trebuie să-i trimit poză cu mașina asta. Dar Ferrari, Ferrari, n-avea ce să ziceți, orice mi-ați zice voi, orice m-ați contrazice. Nu, no, astea sunt așa, trei de-astea de la concurență, să vadă lumea și cum arată altele, să le compare, știi? Hater și ăștia, să uită în curtea vecinului, ceva de genul. Și modelul cu corn. Acolo trăgea aer, că nu mai avea aer. Pilotul să tragă, trăgea pe acolo aer. Da, glumesc, desigur. Dar modelele mai vechi, da. Mă bucur că au schimbat din verde în roșu. Da. A potrivit roșu ăsta cu Ferrari. Roșu, na, al naibii. Ce să zic, ia uitați ce e aici. Toată colecția. Și au pus o pasta verde aici, istorică, că altfel l-a stricat toată treaba. Eu aș fi fost o roșie și pe asta mi-a așa de-am naibii. Ne îndreptăm spre ieșire, mai sunt câteva mașini, dar mi-a trecut cheful de comentarii, de glume, că na, mașina asta costă mulți bani, de-aia ajuns la muzeu, uite și una așa mai amărâtă, mai nespălată, cum s-ar zice. Așa, dar na, ce să zic, arată super toate, mi-a plăcut și vă țin la curent cu ce mai urmează. Asta e de la Porsche. Arată wow. Arată wow, wow. Cineva a dat jos o tăbliță, sper că nu trebuie să plătească prea mult. Așa, dar uitați cum arată și asta de la Porsche. Da, plină de reclame, într-adevăr. Dar ce să zic, dacă ești cu dată pe stradă, faci impresie, nu mai, ce să mai. Gata, cam asta a fost tot. Eu zic că am meritat să vizităm și acum să ne continuăm drumul, pentru că trebuie să ne continuăm și drumul către un camping ceva, nu? Data asta putea abține să nu ia suveniruri, așa că a luat un magnet cu Monaco, ia uitați ce frumos, da, ne place, chiar îmi place, să știi. Și ce mi-ai luat? Atât. Atât? Un magnet. Atât a luat. Am ieșit afară în căldură, ne groază de cum o fi de cald, cald de la Licurici, în Licurici, și ne luăm la revedere cumva de la Monaco, pentru că trebuie să plecăm, da? Hai, Dănuța. Că mergem mai departe la drum. Unde mergem mai departe? Ia zi tu. Către Saint-Tropez. Către Saint-Tropez. Dar ăsta e pe clubic, bă, dar nu știți, nu dați-mă, dar e cea mai tare cluberiță, nu e așa? Să vezi ce au de bun cluburi pe acolo, în Saint-Tropez, dansează pe mese, cine știe ce face. Și că n-am ajuns la Saint-Tropez astăzi, ia uitați, zic, mă punem într-un camping. Când o vedea, că, cred că când o vedea prețul la camping ăla de lângă Saint-Tropez, o să fugim Spania direct, Portugalia, cred că, direct, pe autostradă, 3 ore până în Portugalia, sau cum o să fie. Hai de ce stai, da? Așa, perfect. Nu prea respect eu legurile pe aici, știu, dar ce să fac? Ca ușa să fac ce pot, da? Aceea vis-a-vis o piscină, să știți. Iarăși, cred că dăștea cu sânge albastru, oamenii care nu au aici, nu știu cât costă. Nici nu vreau să întreb. Hai să mergem la drum mai departe, undeva sus acolo, dacă uite, vă arăt eu, îmi schimb. Acolo, după sus, după am urcat noi pe sus, de data trecută, pe jos, pe acolo am urcat, vedeți? E un drum. Am urcat pe jos, ca să putem să vizităm muzeul oceanografic. De data asta nu mai vizităm muzeul oceanografic pentru că deja suntem în întârziere, n-avem ce să facem. Trebuie să renunțăm, cum să zice. Hai să luăm licurici și să plecăm mai departe. Și încet încet părăsim Monaco. Astea sunt străzile din Monaco. Să vedem pe unde e exact ieșirea pe care trebuie să ieșim. Trebuie să facem dreapta la un moment dat și să ieșim. Gata, am ieșit deja. Sau o parte din ce se putea ieși. Să vedem aici dacă ne dezbrăcăm pe tunelele astea, să vedem pe unde o luăm. Exact. Momentan o luăm înainte, nu? Și gata, intrăm în tunelul ăsta și cred că la revedere Monaco. Și încă ceva destul de interesant. Data trecută în turul Europei am ajuns până la Monaco. Și încă ceva foarte interesant, data trecută în turul Europei am ajuns până la Monaco, practic n-am ajuns niciodată pe strada de care suntem acum și de acum încolo traseul este mai departe decât turul Europei din 2015 pe care l-am făcut,
Deci este traseu nou. N-am fost niciodată pe aici. Franța, Spania, Portugalia. E pentru prima oară în viața noastră când ne ducem pe aici. Deci cel mai îndepărtat punct care am ajuns noi atunci în 2015 a fost Monaco, da? De acum încolo este mai departe necunoscut. Am ajuns și pe Nisa. Dar ce pot să vă spun? Monaco 2, niște străduțe și niște alea de nu poți să întorci mașina. Efectiv nu poți să iau cu virajul cu virarul. Știi, trebuie să fac din două manevre manevra. Suntem undeva pe un pod, case deasupra. Nu știu dacă vă uitați voi, noi suntem deasupra caselor. Casele sunt jos și au făcut așa podul. N-au mai putut să facă drumuri. Atât de înghesuială aici că n-au putut să facă drumuri. Și efectiv drumurile le-au făcut, pe, uitați, pe sus, da? Asta e podul pe sus. Și alea sunt casele, uitați, de stânga-dreapta. Ca să vă dați seama ce nebunie e aici. Aici e ieșirea după autostrada la Can. Dar nu mai vrem, am săturat de orașele astea cu curbe, cu alea. Plus că mi-a rupt rezervorul în două, pur și simplu. O oră pe trotuarele alea, urcând, coborând, cu a doua, cu a treia. Cred că m-am dat la 20% consumul, că mi-a rupt rezervorul. Mi-a mâncat două liniuțe într-o oră. Două liniuțe sunt 20 km, normal, pe drum normal de mers. Mai avem decât vreo 6 km până la destinație. Oricum, 5 km, 10 minute, nu știu cum faceți socoteala. Sau ce naiba e în față, de nu ne lasă să mergem așa de repede. Dar chiar și așa, uitați ce copaci cum arată drumul. Și în stânga e o plajă, nici scria pe indicator. Ne-am campat la un autocamping de ăsta, cred că am prins ultimul loc sau penultimul loc. Cred că era o mașină în fața noastră și i-a dat și ei un loc, zicea că n-are inițial, dar i-a dat și ei un loc și nouă un loc, deci două locuri. Și cam asta este, beau o cola rece, în cinstea voastră, da? Trag un bisulet și mă vedem dacă undeva mai încoace la cimite e plajă, am înțeles? Iar atunci vrea să caute pe aici, pe în camping, să vedem ce arată, dar n-arată camping ăsta, mai mult arată aparcare de autorulote, nu? Cam așa arată. Vedem ce dotări are, dacă are. Și am campat, după care am început să vedem împrejurimile și am ajuns la o plajă cu o mare, încă nu știm cum arată nisip, de fapt e o plajă cu nisip fin, dar nu știm exact ce reprezintă pe aici. Ne uităm dacă cumva este duș pe plajă, pentru că dușurile din așa zisul camping care stăm acum mai e contracost și n-am vrea să plătim pentru spălat. Am vrea să vedem dacă folosim dușul nostru de la camper sau dacă găsim alte soluții mai ieftine. Și un cadru așa de sus cu plaja, cum arată, ia uitați-vă. O plajă micuță de altfel, dar este interesant, adică e loc de făcut baie aici, cam aglomerat așa. Dar ce să facem, așa e la mare, nu putem face, nu poate fi doar plaja noastră, dar mai vedem, mai inspectăm zona. Și ne-am apucat să gătim raviolini, nu știm dacă merge pe plita asta, nu prea fierbe ea așa cum ar trebui, dar vedem ce ne iese, da? Uite, mâncăm mâncare italianească în Franța, că în Italia n-am apucat să mâncăm.